Mulți știți că nu mai este nicio diferență între Schellenberg și alte orașe. Motiv pentru care vom continua astfel de proiecte în beneficiul cetățenilor comunei Schellenberg. Bine ați venit acasă! Voi sunteți eroii noștri. De astăzi vă avem în sânul familiei Schellenberg. Le mulțumesc colegilor primari pentru prezență, le mulțumesc colegilor din primăria Schellenberg, pentru că să știți că nu sunt doar simpli funcționari, au și muncit în acest sediu și pentru asta îi apreciez și felicit. Vă felicit pe voi toți prezenți astăzi și încă o dată vă spun să dea Dumnezeu să vă ocrotească de toate cele rele. Doamne ajută și împreună suntem mai buni! Parcă mai ieri eram pe acoperiș. Te priveam în zare și ne întrebam oare când va fi gata. Și a fost gata foarte rapid, pentru că un om care își servește comunitatea, când își pune ceva în gând și face lucrul acesta. Și și-a propus să avem aici în Schellenberg, în centru de intervenție ISU, astfel încât atunci când un om la Nanghie are nevoie de sprijin, eroii să poată să intervină. Nu întâmplător, pompierii români sunt apreciați în întreaga lume, mai ales după ce și-a arătat spiritele ca sacrificiu și eroismul în Grecia. Și nu vreau să închei fără să mă uit la domnul primar al comunei Schellenberg și să-l felicit. Să-l felicit că a înțeles să facă o investiție pentru siguranța oamenilor. Mulțumesc pentru această distinție care mi-ați acordat-o și consider că este o distinție a cetățenilor comunei Schellenberg.